Cum e, bună? Bună viața! Viața e bună. Este. Nu e doar ziua, e toată viața e bună. E toată. E toată experiența. E trebuie bună. Trebuie doar să ne dăm seama că este. Așa este. Apropo de experiență, că e toată bună. Și suferința e bună. Și mă gândeam, dacă o înțelegem, e chiar jumătate expulzată din interiorul nostru. Apropo de asta, sunt mulți oameni care nu înțeleg suferința și sunt oameni, în special părinți, tema asta are mai multe niveluri, dar să începem de aici. Sunt mulți oameni, părinți și nu numai, în special se manifestă asta între rude, între neamuri sau cu oamenii pe care îi iubești foarte mult, care ar dori să preia suferința ta. Să zicem că e necesar să treci printr-o, dau și un exemplu așa banal, ca să zic așa, printr-o migrenă puternică, ca asta să-ți arate ceva și o să vorbim ce înseamnă durerea, de fapt, din corp și suferința. Și atunci, dacă e necesar pentru tine, e benefic pentru tine și e durerea ta de care ai nevoie pentru că corpul ți-o dă, ca să-ți arate ceva, dacă eu ți-aș lua durerea, nu te-aș împiedica, nu te-aș opri din evoluție? Înțeleg iubirea părinților, înțeleg iubirea în general, dar când e vorba de cineva care suferă, și o să vedem de fapt dacă suferă, cine sau cine suferă, știi? Dă-i voie să experimenteze, pentru că are nevoie. Și de ce avem nevoie de suferință? Ce crezi tu? Ce e suferință? Durerea. Și de ce avem nevoie de ea? Durerea, suferința, e o energie interioară pe care majoritatea nu o conștientizează și într-un final își găsește expresie pentru a fi conștientizată. Ce faci cu ea când iese la suprafață și o conștientizezi? Ține mare parte de tine, știi? Cred că dilema e când să intervii, unde să intervii, cum să-mi las copilul să fie bolnav, știi, chestii de genul. Cum să... Da, gândește, un copil habar n-are cum să se trateze, cel mai probabil, știi? Da. Nu vorbim de a lăsa omul să moară, ci de situația în care oamenii își doresc să preia suferința ta. Deci nu vorbim de lasă-l să sufere, are temperatură. Lasă-l să sufere că știe corpul de ce. Nu! Mal ca și părinte, ca și om iei măsurile. Dar există situația în care dacă aș putea, aș prelua eu suferința ta, să nu mai sufer și să sufer eu în locul tău, știi? Adică un fel de milă și compătimire exagerată, nu? Well, nu e milă și compătimire, e dă-mi-e bagajul tău. Da, din milă, nu? Din iubire, ca părinte, din milă, da, compasiune și iubire, da. Sau nu vorbim, că la, normal, nici nu era vorba despre asta, că să las omul să sufere ca un câine și să nu îi dau o cană de apă, exclus. Să preiau energetic suferința. Deci vorbim de alt nivel de preluare, nu de... Aia. So. Sau de ce n-ar fi benefic? Repet, că am mai zis o chestie asta înainte de a da drumul la filmare. Pe tine te doare stomacul. Nu știu dacă o să te doare vreodată. Dar anyway, și iau eu niște medicamente ca să-ți treacă ție stomacul, știi, ceva de genul ăsta.
Îți trece dacă le iau eu medicamentele? Să răspund? Bă, nu. E retorică întrebarea, clar. Pe tine te doare stomacul. Și eu nu-ți spun, fii atent ce ai mâncat, fii atent ce ai gândit, fii atent la sistemul tău nervos, fii atent la cortizolul tău, poate că plexul tău solar e îmbuibat de nervi sau de frustrări sau whatever. Nu-ți spun chestia asta, nu-ți dau un remediu natural, nu te așa, ci zic, lasă, dragă, dă-ncoace. Și ți-o iau cu mâna, efectiv, și o bag la mine, știi? Și zic, ți-a trecut? Tu zici, da, sunt bine, mersi. Și o iau eu în interiorul meu, energetic, la figurativ, of course. Eu văd o variantă unde oamenii sunt capabili să preia energia bolii, să zicem, sau a condiției de sănătate respective, știi? Mm-hmm. Și poate știi vorba aia, îmi ziceau și părinții, și cred că e o chestie mai din străbuni, că dacă stai pe lângă un om bolnav, e foarte probabil să te îmbolnăvești și tu, știi? Adevărat. Că stai în energia lui, știi? Mm-hmm. De ce? În primul rând, pentru că te faci receptiv la ea, știi? Și inevitabil, știi? Suntem energie care e aici și eu sunt în proximitatea câmpului tău energetic. Asta înseamnă că eu tranzacționez cu ceea ce ai tu în câmpul tău energetic, știi? Așa e, dar dă zoom out și mai tare. De ce? Du-te și mai în spate. De ce? Ok, suntem unul lângă altul. Dacă suferi eu, suferi și tu, că suntem energii, suntem în câmpul energetic unul altuia. Dar de ce? Ce de ce? De ce, încă o dată, de ce s-ar putea să mă îmbolnăvesc și eu? Și dă zoom out și mai tare. Pentru că suntem interconectați. Uh-huh. Pentru că suntem conectați absolut toți. Toți de pe planeta asta suntem conectați între noi. Dar dacă cineva are nevoie de suferința asta, repet, e un semnal și ajungem și la întrebarea asta, e cu siguranță benefic. Nimic nu este, nimeni nu-ți face rău. Nimic nu este rău. Da, cred că aici mai intervine cât de receptiv ești în funcție de cât de puternic e atașamentul sau stringul energetic pe care îl ai cu persoana. Știi că dacă e o persoană cu care nu ai avut niciun fel de tranzacție energetică, adică în termeni pământe nu ai făcut nimic cu persoana aia, nu o cunoști, știi, să treci pe lângă un om pe stradă, boala sau energia lui nu o să te afectează așa de mult, știi? Dar în momentul în care ai un string... Dacă nu ești conștient, nu o să te afecteze. Dar eu am experimentat pe propria piele o conexiune cu cineva din America pe care nu am cunoscut-o în viața mea. So, cred că depinde de nivelul de conștientizare. Am cunoscut-o la câteva săptămâni după ce era în suferință și cumva am simțit că mi-a cerut ajutor. Depinde de nivelul de conștientizare a tot ce e în interiorul tău. Conștientizăm noi în fiecare secundă, fracțiune de secundă a vieții noastre, ce se simte în interiorul nostru, cum se simte interiorul nostru? Nu cred, pentru că suntem foarte preocupați și distractibili chiar. Distractibili. Da. Da. Așa este. Așa da. Este. Mai e și de ce văd eu că nu e o soluție să... Chiar și să vindeci o altă persoană prin Reiki sau alte forme de terapie energetică, știi? Mm-hmm. Na, eu am karma mea, tu ai karma ta, el, toată lumea are karma lui, știi? Mm-hmm. Acumulată de-a lungul timpului, preluată din viața anterioare și tot așa. Karma ta e acolo în beneficiu tău, știi? Adică da. Sunt toate cele făcute de tine... Mm-hmm. Pe care e necesar să le conștientizezi și, evident, cea mai bună formă, adică e foarte bine pus sistemul karmic, astfel încât ceea ce tu ai făcut acum câțiva ani sau câteva vieți, trăiești acum, pe propria piele, ca și cum tu ți-ai face ție chestia aia, știi? I know. Mă rog, zic asta ca să pot să continui ideea. Uh-huh. Și dacă eu mă bag să-ți opresc karma, știi, prin faptul că te văd că ești rănit, că, nu știu, suferi, te doare, știi? Sub orice fel de formă. Dacă eu intervin să îți
ce fac de fapt e doar să îți întârziu karma din a veni din nou, practic. Ca și cum e o pastilă pentru durere, boala, simptomul, condiția e încă acolo, știi, rădăcina. Iei pastila, nu te mai doare, dar după câteva zile o să se întoarcă cu efect de bumerang, cu efect triplu, probabil, știi? Adică o să degenereze și de-aia nu văd să fie o soluție. Normal, că rămâne ca energie, știi? Da, exact. Și, na, nu, în viziunea mea nu ai cum să vindești pe cineva. Adică, ok, acum, să zicem, îți fac o terapie energetică. Vindec ceea ce ești la suprafață, doar că n-am cum să pătrund în interiorul tău, în karma ta, ca să îți expulzez tot ce e acolo, știi? Adică chestia practic o să se manifeste din nou sub o altă formă, știi? Aceeași intensitate, să zicem, de suferință sau de manifestare, pur și simplu fie de orice fel a karmei. Și practic n-am făcut nimic decât am întârziat lecția pe care tu trebuia să o înveți, știi? Și văd că toate formele de suferință și de durere sunt... Am mai vorbit într-un podcast. Eu sunt recunoscător pentru toate astea, știi? Și sunt convins că și tu. Toate greutățile, toată suferința, astea ne-au călit, știi, într-un sens. Da, eu nu văd nimic greu, știi? Nu există greutate, ușurință. Există doar calea pe care noi am ales-o. Nu e nici grea, nu e nici ușoară, nici cum. E calea ta. Punct. Da, dar asta depinde de perspectivă, știi? Dacă ești aici întrupat și 100% ești umanoid, să zicem, pământean, evident ești aici cu ceea ce este acum, suferință sau orice o fi, și chestiile astea sunt interpretate din mintea inferioară, într-un sens, știi? Din perspectiva celui care suferă. Păi cine te pune să interpretezi cu mintea? Simte cu inima, lasă mintea să... De ce lași mintea să interpreteze, știi? Știi, dar să lasă criticul, lasă-l să se uite, lasă-l să observe, dar nu da credibilitate criticii criticului, ca să zic așa. Da, ideea e că se simte, știi? Și de-aia e foarte greu cumva și am experimentat chestia asta să ieși din simțire, practic, și doar să observi, pentru că se simte... Dar nu trebuie să ieși din simțire, trebuie să o simți. Dar să o simți din perspectiva observatorului. Așa, iartă-mă, te-am întrebat din nou. Zi mai departe. De unde ce? De unde ce ce? Ce mai de zis mai departe? Păi nu știu dacă mai ai ceva de zis spus. Ca să nu te mai întrerup, știi? Nu cred. For now. So, și acum să dăm zoom out. Că tu ai zis la un moment dat că nu fac decât să-ți întârzi lecția pe care ai venit-o în karma, este lecție neînvățată. Karma înseamnă restanță, examen restanție. Nu fac decât să-ți întârzi lecția. Adevărat, dar mai fac. Îmi dau eu karmă nejustificată, se cheamă. Adică, pe lângă lecțiile mele pe care am venit eu să le învăț și văd eu dacă le învăț sau nu, mai am o lecție care nu e a mea, dar totuși mi-o iau ca și karmă nejustificată. De ce se cheamă nejustificată? Pentru că nu e a mea, dar totuși o iau. Am eu o temă de făcut pentru acasă și le iau și pe ale tale. Practic, energia salvatorului. Cumva, da. Dar, practic, nu salvezi pe nimeni. Da, doar că ai energia care se manifestă. Da. Cei care au în interior energia salvatorului, pentru că au rana de abandon din copilărie, care rana de abandon din copilărie este benefică, pentru că te duce spre misiunea și scopul tău, spre evoluția ta spirituală, că altfel n-ar exista copilăria pe care a avut-o. Totul se leagă. Totul e pus bine la punct ca un ceas. Fiecare rotiță se rotește perfect în direcția în care se rotește. Și fiecare dinte de la de rotiță e perfect făcut ca să se
potrivească pe cealaltă rotiță. Nu-i nimic. Toată copilăria, toată viața, nu e nimic. Că ți-ai format rana de abandon, aveai nevoie să-ți formezi rana de abandon ca să apară energia salvatorului care să te salvezi pe tine. So, cei care au rana de abandon și au energia salvatorului în interiorul lor și sunt foarte dorniști să ajute pe toată lumea, din punctul meu de vedere, uită de ei. Și, de fapt, noi n-am venit aici să vindecăm pe nimeni, apropo de Reiki. Să vindecăm pe nimeni, am venit să ne vindecăm pe noi, pentru că noi fiind interconectați, dacă noi ne vindecăm, se vindecă și ceilalți. Cum e vorba aia, nu e necesar să-i schimbi pe ceilalți, schimbă-te pe tine și ceilalți vor reacționa din energia pe care tu o emani, tu ai schimbat-o în interiorul tău. Nici și eu nu sunt de acord cu Reiki, lucrez și am lucrat cu susțineri energetice, îi intru în energia omului doar să-i spun pur și simplu de ce trece prin ce trece, dar nu vindec nimic. Îi spun doar cumva, dacă nu are conștiința sau nu-și mai aduce aminte sau nu face niște conexiuni, îi fac eu conexiunile sau, cum s-ar zice, îi dau undița, dar nu-i prind eu peștele. Nu sunt de acord cu vindecare prin energie, pentru că chiar dacă cu toții avem această energie vindecătoare în interiorul nostru, o avem pentru noi. Repet, te vindești tu, se vindecă și ceilalți. Dacă cineva s-a îmbolnăvit în jurul tău, vezi de ce s-a îmbolnăvit. Care legătură și cu tine. Nu sunt de acord cu faptul că tu cedezi din energia ta, pentru că energia este individuală, proprie și personală. Energia ta, dacă o dai, e egal cu ceea ce apare în acașe, bucăți de suflet pierdut. Dar sunt de acord cu să lucrez cu lumina în curățări energetice. Pentru că noi suntem lumină. Și noi, cu cât dăruim mai multă lumină, nu rămânem fără lumină. Noi suntem lumină infinită. Cu cât dăruim mai multă lumină, e ca și cum aș avea la vehiculul ăsta niște butoane care mărește unghiul farurilor să lumineze. Cu cât dăruiesc mai multă lumină, cu atât se face mai multă lumină în jurul meu. Lumina e gratis, ca să zic așa. Lumina nu... înseamnă că îmi cedez bucăți din suflet. Înseamnă că lucrez cu lumina mea pentru a face lumină în jurul meu, ca tu să vezi pe unde să pășești, ca să lucrezi tu singur. Ca să zic așa. Nu mă bag eu în munca ta. Eu, ai nevoie de lumină ca să sapi în grădină? Țin eu o lumânare. Dar tu sapi. Tu sapi. Pentru că dacă ai ales ca experiență să sapi în grădină la două noaptea, înseamnă că ai acolo o lecție importantă din care ai ceva de învățat. Te susțin energetic în această lecție, sunt alături de tine, țin lumânarea ca să vezi unde sapi, dar tu transpiri. Sau așa văd eu. Și da, nu sunt de acord cu nicio cedare a energiei, căci tu nu ai cum să te încarci de energia aia, pentru că, repet, este personală, individualizată, e ca și cum ție sau cuiva îi lipsește un deget și mi-l tai eu și îl dau lui și aștept să-mi crească altul. N-ai, și, da, nici pe ăla nu-l ajută, că e degetul meu. E bucățică din energia mea individuală care e conectată cu acest vehicol care e doar al meu, nu există mai multe. N-am rezervor de benzină, n-am două rezervoare în mașină, am un singur rezervor, e al meu.
combustibilul meu, personalizat pentru mașina mea. Cum diferențiem energia de lumină? Energia, lumina, este vibrația scânteii divine din interiorul meu. S-a înțeles până aici? Ca să... Pentru mine, da. Sunt mai simplu de ta nici că pot să spun. Deci am simplificat-o cât am putut. Energia este câmpul electromagnetic pe care îl produce interiorul meu cu ajutorul acestui vehicul. Noi avem energie și avem și resurse energetice de rezervă. Sunt, când te bagi în resursele, te poți băga în resursele de energie. Și știu câteva persoane care fac periodic chestia asta, se bagă în resursele de energie. Te bagi în resursele de energie personală și tu rămâi fără energie, fără combustibil. Această energie este fluxul electromagnetic din interiorul meu care, emanat la exterior, formează în jurul meu un câmp electromagnetic. E energia mea proprie și personală. E becul meu din casă. Dacă ți-l dau ție ca al tău să azi, eu nu mai am. Aia e. Ăla e becul meu. Câmpul electromagnetic propriu și personal. Pe care pot să ți-o dau, pot să-ți dau câmpul meu electromagnetic, tu te vei simți mai bine. O perioadă. După aceea revii din nou la... Pentru că nu te ajută, pentru că e străin, e ca și cum nu primește corpul, degetul meu, refuză, e un corp străin și refuză transplantul. Deci o perioadă te vei simți bine, după care refuză energia ta, cea mai rămas din ea, va refuza energia mea, pentru că vede ca pe un dușman, pentru că e ceva străin. Eu rămân fără energie sau fără o bucată de energie și ție nu ți-am făcut decât mai mult rău decât bine. Cum ai zis tu, nu fac decât să întârzi. Și în perioada asta, în loc să lucrezi tu la depozitul de câmp energetic, să lucrezi cu tine, ziceam, e bine și nu mai faci nimic. Că ți-e bine, că ți-am dat eu din energia mea. De-aia se numesc vampiri energetici și cu care te întâlnești, după aceea te simți mega epuizat. Sunt unii care fură curent. Fură curentul de la tine. Da. S-o suferința, durerea. E foarte normal să fim empați, mai ales lucrătorii în lumină suferă ca niște câini, ca să zic așa. E foarte normal să fim empați, e foarte normal să ne dorim ca toți oamenii să fie în armonie, să nu sufere, să n-aibă nicio durere, să... Doamne, ce perfect ar fi, ca să zic așa, să fie așa. Dar ca să ajungi la lumină, trebuie să treci prin întuneric, adică prin suferință. Iar eu nu pot să-ți dau un șut în cur, am voie să spun asta pe post. Mai vrei să zici ce simți și ce dorești. N-am voie să-ți dau un șut în cur să înaintez, pentru că dacă îți trag una și înaintez cu 100 de km pe oră în loc să înaintez cu 50 de km pe oră, nu mai ai pus să vezi niște chestii care sunt esențiale pentru traseul tău. Că e viteza prea mare, ca să zic așa. Eu? Dacă îmi cere ajutorul, repet, dacă îmi cere ajutorul, cei cu rana de abandon și care au energia salvatorului, n-așteaptă să ceară ajutorul. Sunt ei acolo, ce faci? Uite, mă apuc să curăț niște cartofi. N-ai terminat cuvântul cartofi și deja e cu cuțitul în mână, s-o dus să-i curețe în locul tău, ca să zic așa. Dacă cere cineva ajutorul tău, e foarte important să-l ajuți din perspectiva susținerii și nu a face munca în locul lui. Cred că în contextul de copii,
că de acolo se instalează cumva chestiile astea, știi? Sunt mulți copii care sunt tratați cu prea multă atenție, știi? Prea multă grijă, overprotection. Protecție, exagerat. Supra-extra... Supra-extra-protecție, da. Exagerată, i-aș spune. Da. Da. Și pot să mă consider într-un sens un exemplu aici, adică am fost destul de dădăcit. Și chestia asta mă cam handicapat, știi? Opuși suntem. Deci da. Tu ai fost mega dădăcit și eu... Nu, mega, dar puțin mai mult decât trebuia, știi? Uh-huh. Și chestia asta mă cam, cum am zis, handicapat. Adică sunt multe chestii pe care nu le-au învățat înainte să ies în lume, să zicem, știi? Uh-huh. Pe propria piele. Și sunt de părere că se rezumă la balanță, știi, ca și orice altceva. E ok să supraveghezi copilul, să ai grijă să-i fie bine, dar în același timp să îi oferi libertate de a explora, de a se lovi, de a se... Da, da, da. Că altfel n-avem cum să învățăm, știi? Da, da. Stai lângă el, să vadă că ești alături de el, dar lasă-l să meargă el pe piciorușele lui. Da. Și stai lângă el și dacă cade, nu-l ridica. Că el poate să se ridice. Cu atât mai mult e bine să-l lași să se ridice singur, pentru că îi mărește stima de sine și încrederea de sine. Dar ești lângă el. Mami, tati, e aici? Hai că poți, ești puternic, ridică-te. Dar nu... Nu-i faci tu totul într-un da, sens. Exact. Mm. Nu-i pui totul la botul calului. Lasă-l pe copil să facă... Eu am învățat foarte mult. Pe mine m-a ajutat foarte mult să mă dezvolt chestia asta de nu mi s-a dat nimic, nu mi s-a făcut nimic. Absolut nimic. Adică ceva de genul nici măcar ajutor la teme. Nu știu cum erau alți copii, poate că le făceau părinții temele sau nu știu ce. Nici măcar nu eram întrebată dacă mi-am făcut temele. Treaba ta... Ce treabă? Nu interesa pe nimeni. Ceva de genul ăsta. Deci, nu știu să fac temele. Păi dacă mă ceam la mama și îi spuneam nu știu să fac temele, îmi zicea păi sunt ale tale, descurcă-te. Și stăteam acolo până îmi ieșea șmecheria. Nu mă miști, mă. Și chestia asta m-a ambiționa, știi, și mai tare. Îmi dau și un exemplu stupid cu temele. Dar vreau să zic ca idee, cum ai zis tu, nu handicapați copiii, lăsați-i că sunt capabili. Normal că vorbesc de un caz de genul a căzut pe iarbă în parc sau la locul de joacă și te duci repede. Ce-ai făcut, vai, dragul mami, să te ștepși? Nu, lasă-l să experimenteze. Normal că dacă e o căzătură mai puternică, te duci. Sau să nu... Vorbim de lucrurile simple, mai puțin dureroase și mai... Și chiar e de încurajat să... Totul ok. Nu s-a întâmplat nimic. Ai căzut doar puțin. Mm-hmm. E totul ok. Pentru că dacă, în primul rând, dacă ai legat spre copil și cu frica aia, cu iubirea aia supraprotectoare, să nu sufere, să nu sufere. Și copilul simte energia. Și mai scoți și onomatope. Vai de mine ce ai făcut! Copilul simte energia, i-ai transmis frica. Gata! Și s-a instalat frica. Mm-hmm. N-o să mai fie cutezător îndrăzneț ever, ever. Da, văd că inclusiv are legătură și cu iubirea de sine, știi? Mulți copii omit din a-și dezvolta iubirea aia de sine din cauza că e mereu mama, să zicem, lângă copil care nu știu cum să pun asta ca să nu sună extrem, îi oferă mereu iubire într-un sens, dar nu lasă pe el să-și dezvolte iubirea de sine și mm-hmm. sunt mulți copii care pleacă cu lipsa asta de iubire de sine, pentru că mereu o primește din afară, mm-hmm. știi, din de la mama. Mm-hmm. E, după părerea mea, tot o chestie de balanță, mm-hmm. de echilibru, unde mm-hmm.
nu dădăcesc sau cocolocesc copilul exagerat. Și nu știu, oricum e o chestie generală, e o chestie părintească și fiecare părinte o gestionează în felul lui, știi? Mm-hmm. Dar cumva cred că vorbim din experiența noastră legat și de copilările noastre și de copii pe care i-am întâlnit și toate chestiile astea, unde sunt mulți care pleacă cu lipsurile astea pe care ar trebui să le îndeplinească, știi? Până... cu dependențe. Da, și dependențe, da, inclusiv. Da, da, da. Păi așa se naște... așa se naște copiii care se apucă de fumat, copiii care se apucă de droguri, copiii... Nu se apucă de curiozitate. Pentru că dacă n-ar fi în interiorul tău o energie lipsă, n-ai avea curiozitatea asta, ca să zic așa. Se apucă dintr-un dezechilibru energetic. Ceva le lipsește. Ceva... ori nu li s-a dat, s-a debalansat energia. Ceva ori nu li s-a dat, ori li s-a dat prea mult. Dar e foarte greu, na, și nu e ca și cum dăm noi acum lecții părinților, dar e foarte greu să găsești echilibrul ăsta, știi? Cum știu când e de ajuns? E foarte greu dacă tu însuși, ca părinte, nu ești echilibrat. Nu e foarte greu. Dar tu, că eu am spus-o și o mai spun. N-am spus-o în podcast, am spus-o unor oameni care vreau să rămână gravizi și... oameni? Da. O familie, de ce am că vreți să rămâneți gravizi? Vorbeam la plural. Știi? Pe nu și în engleză e la plural. Ce? Că am rămas gravizi. Gravizi? Da, pregnant. Noi? Da, se vorbește la plural. Nu zici my wife. Eu n-am auzit de chestia asta. Ei, am auzit. Poate că e habar, da. N-am, dar n-am auzit. Cel puțin în Canada se vorbește la plural. Suntem însărcinați. Uh-huh. Da. Și eu și tot neamul meu suntem, da, însărcinați. Da, așa se vorbește. So, ideea e că da, și în germană se zice da, o să primim un copil. Noi o să primim un copil, se zice. Nu se zice e gravid, zice o să primim un copil. Deci cumva e diferit. So anyway, ce vreau să zic, unii vreau să rămână gravizi. Așa se cheamă, gravidă. Acum știu, da. Și îmi place să zic așa. So, cam uit aici să mă joc. Sunt copil care se joacă cu jucările din univers și cu nisipul. Și tatăl meu... ca, și sunt cu mama, adică cu mama Gaia, știi? Pe locul de joacă și mă joc. Și tatăl meu zice, ia copilo, că uite cât nisip ai aici. Uite câte castele poți să construiești. Ia să văd, îți iese. Și destul de conștienți de traumele lor din copilărie, au vrut să treacă pe la mine să mă întrebe ce e de făcut înainte de a rămâne gravid. Mie mi se pare foarte tare. Și repet, eu am sugerat multor oameni să nu rămână graviți, să nu facă copii, până nu curăță din traumele din copilărie. Pentru că energetic și prin intermediul ADN-ului se va transmite chestia asta genetic, energetic, prin intermediul ADN-ului, toate același lucru înseamnă, vă îi transmite rănile tale copilului. Dar poți să-l ajuți, te ajut și pe tine. Și l-a ajuns și pe el. So, și au fost foarte tari cuplul ăsta care a venit la mine și au zis, vrem să lucrăm câteva luni, un an de zile la noi, să ne curățăm, să spunem ce să facem, ce exerciții facem, orice. Erau foarte simpatici, tinerei de altfel simpatici. Și el zicea, orice, mă duc la sală, trag de fiare, orice e nevoie, să lucrăm la noi ca copilul pe care să-l înțelegem copilul și să-l educăm și să-l creștem din perspectiva ochilor noștri proprii și din tiparele pe care noi le-am construit, dărâmând tiparele vechi și nemai având în energia noastră trebuie al părinților, știi?
apropo de treabă. S-o repet, am zis-o și o mai spun, înainte de a rămâne graviți oameni buni, lucrați la tiparele voastre. Pentru că, și acum venim la exemplul tău, că ai fost cocoloșit este pentru că era la mama ta o energie, o rană, care rana de trădare din copilărie, care o făcea să arate iubire excesivă. Avea nevoie să arate chestia asta pentru că în interiorul ei era o debalansare. Să mă corectez dacă greșesc. Și cumva ea, pentru că nu simțea chestia asta, nu era conștientă și nu scosese energia asta din interiorul ei, debalansarea asta din interiorul ei, ea se ajuta de tine ca să se balanceze. Sau după ce ai crescut și ai plecat, a rămas la fel de debalansată. Da, după ce am plecat, o suferi foarte mult. Look. Da. Lucră, despre asta e vorba. Deci asta, practic, e cauza instinctului ăla matern excesiv, de care se vorbește și multă lume îl are. Da. Da. De-aia nu rămânem graviți până nu ne vindecăm noi. Sau până nu noi. Dar ce să mai vindecăm? Până nu... nu ce graviți, că avem deja 3, nu ne ajung. Trebuie să menționez ce? Căței. Tot suflete sunt. Tot copii sunt, da. Da, sunt copii noi și fac parte din familie. Eu reacționez, operez și experimentez având la bază energiile din interiorul meu. Cu asta am spus tot. Sau dacă un părinte e supraprotector, este pentru că are în interior niște frici pe care le proiectează în copil. Și așa mai departe. Ca să nu dau toate exemplele, că sunt multe. Dacă părintele repet, nu e vorba că nu e vorba de iubire, e și iubire la mijloc, condiționată, necondiționată, sănătoasă, nesănătoasă, depinde de la caz la caz. Nu generalizăm. Sunt tot felul de feluri de dragoste, de iubire pe planeta asta. Dacă copilul suferă chiar de o boală, să zic așa, și luăm exemplu depresie, tu fă tot posibilul. Din perspectiva ta de părinte, la nivelul lumii ăsteia a humanoide, să-ți ajuți copilul. Acum eu personal n-aș zice du-l la psihiatrie să ia pastile. Dar dacă tu consideri că asta îl poate ajuta, e alegerea ta, noi nu ne băgăm în alegerea nimănui. Fiecare alege ce, cum să ajute copilul. Ajută-l la nivelul lumii ăsteia, ajută-l cu... terapii alternative, dacă simți că rezonezi și că ar fi mai bine pentru copilul tău. Ăsta e ajutorul tău. Sau tu, ca părinte, ajută-l cât poți energetic, susține-l financiar și așa mai departe, dar nu-ți dori să-l vindeci. Pentru că dacă tu-ți dorești să-l vindeci, și ne întoarcem la ce am zis mai devreme, fără a da vina pe niciun părinte, vezi de ce copilul tău s-a îmbolnăvit. Pentru că dacă tu îl dorești să-l vindeci, că ți-e frică de nu știu ce, n-ai proiectat tu de-a lungul vieții tale frica aia în el? Asta este o posibilitate. A doua posibilitate, nu tot timpul e așa, sunt mai multe posibilități. A doua posibilitate este pentru că, este că fiecare alege ce vrea să experimenteze. Sau dacă copilul tău, care are 19, 16, 20, 31 de ani, experimentează o depresie, repet, tu ca părinte, prieten, iubit, vecin, coleg, oricare, nu contează, ajută-l dacă își cere ajutorul. Dacă are 31 de ani, dacă nu își cere ajutorul, nu te băga.
Dacă are 16 ani, bagă-te, ca să zic așa, că poate nu conștientizează că are nevoie de ajutor. Ajută-l cât poți tu la nivelul lumii ăstea, dar nu-ți dori să-l vindeci. Pentru că e fix ce am zis eu. Te intri cu bocancii în pădurea omului, în liberul lui arbitru, al sufletului lui, care a ales să experimenteze chestia asta. Și de unde știi tu că depresia aia nu este un simptom de ascensiune și dându-i niște pastile îi oprește ascensiunea? Și de unde știi tu că depresia aia nu e un push, ca să zic așa, de la univers, creator, divinitate, sine înalt, nu știm de unde, depinde de la caz la caz, ca să-l facă să se trezească, să conștientizeze ce, că nu vine, ce energie debalansată e în interior, că depresia nu vine de azi pe mâine. Se instalează cu timpul. Adică e nevoie de ceva. Ai cunoscut oameni care au suferit de depresie? Sure. Și pe mine m-am cunoscut. E, nu depresie. Poate anxietate cronică. Vezi că e... Eu zic că era depresie. Zici că era depresie? E... Că se confundă, știi? Cine e... Da, în afară de tine, ai cunoscut oameni? Crezi că în momentul în care suferă depresie, e necesar să te împingă cineva de la spate sau mai bine să te lasă singur să experimentezi ce ți-ai ales să experimentezi? Repet, în cazul în care ești major, nu ești copil. Bă, nu știu, în experiența mea, chiar eu am ales să fiu lăsat în pace și să fiu lăsat singur, să trec peste chestia, știi? Asta, bineînțeles, după nenumărate episoade în care oamenii tot interveneau, știi? Mm-hmm. Și intenția era bună, să zicem. Gestul era fain, era păsător, știi? Mm-hmm. Doar că niciunul nu știa exact ce se-mi ofere, știi? Mm-hmm. Nimeni nu știa exact cum să trateze o condiție care nu are un tratament pământean, părerea mea, știi? Și dacă ți oferea ceva, dacă ți oferea o măslină, în cât timp o mâncai? În 3 secunde? Și apoi ce? Dacă ți oferea ceva, cât timp îți ajungea acel ceva? Știi, ceva de genul ăsta? Da. Înțeleg nevoia asta, pentru că da, am experimentat-o și eu. De a ajuta mila, compasiunea, empatia, știi, și toate astea. O înțeleg și uneori e foarte greu de controlat, de a da zoom out, știi? Și să înțelegi că în unele situații chiar nu e locul tău, știi? Chiar nu ai ce să faci. Mm-hmm. Dar asta e destul de confuzant, să zic. Adică produce confuzie. Că nu știm exact când să intervenim, când nu, când să sărim în ajutor, când să nu sărim în ajutor, știi? Pentru că noi am face o mai tot timpul, știi? Dacă nu e vorba de unele cazuri, na, unii oameni ar zice, lasă că ăsta mi-a făcut nu știu ce și nu-l ajut să sufere. Dar în rest, să zicem, față de apropiat, știi? Well, față de apropiat, uite, când unul dintre frații mei avea nevoie sau... se confunda cu o situație dificilă, să zic așa, treceam pe lângă el și ziceam, dacă ai nevoie de ajutor și crezi că te pot ajuta, spune-mi că sunt pe aici. Și plecam. Nu mă duceam să mă bag în sufletul lui, ia, ce faci? Dai mă, că ți-arăt eu cum se face. Nu, frate, chinuie-te acolo și vezi, da, și dacă ai nevoie să te ajut, să povestești despre cum faci chestia aia, ca să ajungi tu singur la concluzia cum se face. Nu-ți spuneam eu cum se face. Dacă ai nevoie să-mi... Ui, ce faci? Poate că câteodată te ajută să-mi explici ce faci. A, stai mă, că de fapt eu fac așa și nu făceam bine. Știi? Numai gândind cu voce tare te poate ajuta chestia asta. Dar în rest nu sări. Deci, de ce să-ți oferi tu ajutor dacă omul nu ți-l cere? Dacă ți-l cere, clar faci tot posibilul să-l ajuți. Dar dacă nu ți-l cere, întreabă-te de ce nu ți-l cere.
Că nu e că e rușine. Nu ți-l cere pentru că nu simte nevoia să ceară. Când ai simțit nevoia să ceri ajutor, ai mai stat pe gânduri? Nu te-ai dus și ai cerut ajutorul? Când? Când ai simțit nevoia să ceri ajutorul. Ai mai stat vreo câteva săptămâni, luni pe gânduri și ai zis, oare să tai sau să... Parcă, da, am nevoie de ajutor, dar parcă n-aș cere. Nu, ai cerut imediat ajutor. Poți să mă ajut cu chestia aia. Pentru că ai simțit nevoia să ceri ajutor. Sau eu așa văd. Iar oamenii, dacă vorbim de oamenii apropiați, ei știu foarte bine că te au și pe tine, ca să zic așa. Și știu foarte bine ce pot. Dacă au nevoie de ajutorul tău, sunt convinsă că ți-l cer fără să întreb tu. Ne întoarcem un pic la suferință. Părinți care ar da orice să nu mai sufere copiilor și sunt total de acord și rezonez și în compasiune totală. Numai că e imposibil, oameni buni. Nu poți să iei suferința copilului, dar poți să fii alături de el în timp ce el suferă. Pentru că nu există suferință. Există doar situații care pentru ego, pentru corpul uman sau pentru corpul emoțional par dificile, dureroase, complicate. Par, ele nu sunt. Suferința este una din treptele de evoluție a spirituală a sufletului. Suferința este eliberarea energetică. Din punctul meu de vedere. Tu cum vezi suferința? Păi am zis la început. Ok, te trebuie. Mai nu cred ce? Că am altă definiție. Cine poate... suferă? Cine suferă? Aspectele care sunt supuse suferinței în această experiență individuală, umană, temporală. Păi și dacă totul e fake. Cum e fake? Fake! Se simte. Nu, totul e fake, adică e un fake realitatea asta. E, doar că da, se simte. Da, se simte. Bă, ce vreau să zic eu? Mă, dacă e doar o simulare, dacă e... E un duplicat, de fapt. Tot ce vedem noi a fost duplicat, manipulat. Păi... Da, unde-i suferința? Că de fapt nu e. Că da, tu cu adevărat nu suferi, de fapt. Oamenii ar zice, dacă tot e o simulare și e un fake, de ce mai suntem aici, știi? Păi noi știm de ce suntem aici. Păi ei nu, cred că știu. Mă rog, unii din ei, evident. Nu, dacă e un fake, dacă e o simulare, dacă e o hologramă, trăim într-un metric, într-o hologramă. Pune intenția să afli de ce te afli aici, pentru că, din nou, eu nu te pot ajuta. Și nici nu vreau, și dacă aș putea să văd în... Eu nu zic la nivel individual, da. La nivel colectiv. Ce căutăm pe planeta asta, de ce nu putem să lăsăm doar animalele și semințele și plantele să se desfășoare de la sine sub o formă repetitivă? E fix despre ce am vorbit noi la început. Pentru că ne-am băgat cu bocanci în pădurea al cuiva, pentru că ne-am trezit salvator și am vrut să-i ajutăm și am preluat lecții de la alții și n-am avut timp să le învățăm pe ale noastre. Și acum am venit să... am fost repetenți. Deci este motivul pentru care suntem cu toți aici? Motivul, ca să zic așa, principal. Că sunt, de exemplu, cum eu am... Oamenii își aleg până la 6 teme de viață. Eu am 4, de exemplu. Altul are 3, altul are 5, altul are 6. De aia zic, motivul principal. Dar mai sunt motive secundare, depinde... De la calmă la calmă, ca să zic așa. Sau depinde câte întrupări ai pe planeta asta. Sunt oameni care au 1000, poate chiar 2000. Au venit de 2000 de ori aici, mulți
pentru aceeași lecție pe care ne-au învățat. Dar sunt unii care au numai 50, niște amărâte, știi, de lecții de astea. 50 de întrupări, 40 ceva, 90 și ceva. Da, așa. De ce am venit? Fiecare a venit diferit. Nu pot să generalizez. Pentru că fiecare are casa lui diferită. E ca și cum aș intra la tine în casă și ți-a spune de ce ai două dormitoare și o baie și eu am numai un dormitor? Pentru că e casa ta. De ce ai venit aici? Fiecare are temele lui personale, proprii, personalizate. Fiecare are scopul lui și misiunea lui. S-o generalizând, am venit să învățăm. Suntem la școală. Suntem la școală. Am venit să învățăm. Dar fiecare și-a ales alte materii de învățat. Cam asta ar fi în mare, că e, subiectul e puternic. De ce am venit acum, în aceste vremuri? Păi a fost, știi cum, am avut pile ca să venim aici. Că a fost înghesuială să venim în această perioadă. I-au trimis pe cei mai buni în această perioadă, care să-i ajute pe cei care încă dorm. Sunt mulți care sunt în comă. Sunt mulți care sunt încă în comă pe planeta asta. Că ne-am dorit, că nu ne-am dorit, discuția e, cum să zic, ar putea să degenereze. Că am venit, dar wait a little bit și încă mai cercetez chestia asta. Pentru că undeva niște bucăți de puzzle nu se potrivesc. Și cred că unul dintre motivele principale, că vorbeam că sunt diferite, dar sunt și principale, este să aflăm în sfârșit adevărul. De aia am venit aici. Acum. Să aflăm în sfârșit adevărul. Pentru că nimic nu este ceea ce pare că este. Nimic nu este ceea ce pare că este. Mai aveam o vorbă la asta și totul este așa cum vrei tu să fie. Și am venit să învățăm adevărul care va ieși la suprafață. Și se va vedea în sfârșit că suntem niște sclavi. Suntem niște sclavi. Suntem ca densitate, planeta Pământ și a corpului și a noastră e de cea mai joasă densitate. Și am venit aici ca să aflăm adevărul și să ne eliberăm de sclavia. De a noi. Părerea mea, părerea ta care e. Bă, la mea se rezumă mai mult la experiența asta umană a sufletului. Pe umană a sufletului, sufletul nu are experiență. Sufletul meu are o experiență umană în momentul ăsta. O experiență pământeană. Da. Prin care văd să fie un fel de simulare, într-adevăr, mm-hmm. în care totul e foarte intens și mi se pare o extensie sau o soluție foarte bună pentru a experimenta diferite evenimente sau episoade pe care le-ai generat în trecut, să zicem, și pentru a înțelege mai bine faptele și acțiunile tale, manifestarea ta. Asta văd să fie pe scurt. Deci văd, dacă fac analogia cu facultatea, văd că am venit să ne dăm examenele restante, doar că decanul ne-a mințit, decanul facultății, care conduce facultatea, ne-a mințit că n-am luat examenul și ne pune să-l mai dăm încă o dată și ne pune să-l și plătim. Am făcut analogia. Cine are urechi să înțeleagă ce vreau să zic. Sau părerea mea proprie și personală este că
asistăm la, în sfârșit, realizăm că am fost păcăliți. În sfârșit realizăm că noi, poate am luat deja examenele, dar dacă le-am luat și trecem în anul următor sau și mai mult, terminăm facultatea, facultatea dă faliment. Și nu mai are decanul, nu mai are studenți. Și dacă nu mai are studenți, nu mai are ce să mănânce. Înțelegeți, oameni buni, analogie. Nu mai are ce să mănânce. Și atunci, pentru că la el e pixul și hârtia, până nu-ți zice profesorul că ai luat examenul, până nu afișează secretara nota, știi tu dacă l-ai luat sau nu? Nu! Stai și aștept să afișeze secretara. Și profesorul îi dă nota secretarei. În momentul în care tu devii mai deștept decât profesorul, ca să zic așa, și vezi că te-a picat, dar tu știi foarte bine ce ai scris acolo, începe show-ul. Când te războiești, ca să zic așa, cu ghimile de rigoare cu profesorul și faci contestația. Din punctul meu de vedere, suntem în perioada, acum, în care se fac contestații. Și vor apela contestații peste contestații și vom lua de urechi profesorii planetei, îi vom lua de urechi și le vom spune: cum mă, domn profesor? Ia, hai să vedem. Păi cum, tu îmi dai notă să mă pici? Păi da, ia, dă lucrarea, să văd ce am scris și dă cursul tău să vedem dacă nu e același lucru. Îi luăm la răspundere pe cei care vor să ne manipuleze, pe cei care ne-au mințit și care au vrut să ne țină sclavilor. Asta facem acum, părerea mea. Suntem la faza la care ne cerem dreptul de ființă spirituală. Nu suntem... am realizat că nu e necesar să fim sluga nimănui. Uite cum am deviat noi de la suferință. Suferința e o formă de dezechilibrare energetică. Suferința emoțională. Există și suferința mentală. Există și suferința fizică. E o dezechilibrare energetică care s-a produs din cauza sau datorită, că poate e și de bine, depinde, acțiunilor pe care eu le-am făcut. Nimeni nu e responsabil de acțiunile mele. Nimeni nu e responsabil, nimeni nu-mi bagă pe gât 3 torturi pe zi. Eu aleg să le mănânc, ca să zic așa. Suntem responsabili, suntem proprii responsabili pentru acțiunile noastre? Da. Ce facem cu oamenii care vor să preia ei suferința? Ce facem noi cu ei? Nu, în general, nu noi cu ei, în general. Stai să modulez controllerul. Controllerul modulează. Oamenii care vor să preia suferința noastră. Vorbeam despre părinții care vor să vindece copii. De exemplu, și am întâlnit chiar de curând o mamă care are 2 băieți și voia neapărat, credea sau ea crede că băieții au luat-o pe căi greșite și cum să fac să se răzgândească, să nu mai facă chestia aia. Cum să fac să se îndrepte că a luat-o pe cale greșită. Greșită pentru cine? Că e calea lui. Știi că mai zicea mama când era mică, fă chestia aia. De ce? Că așa e bine. Binele cui?
Și acum revin la chestia asta. Greșită pentru cine? Că tu, ca mamă, consider că e o cale greșită pentru copilul tău care a dat la arhitectură și n-a dat la medicină, dau și un exemplu. Păi stai un pic, că e calea lui. Din nou intervii în liberul arbitru. Din nou vrei tu să... Și asta vine din altă rană din copilărie, din ceea ce se numește... și energia se numește energia controlului total. Vrei să ai control absolut orice. Să fii așa cum totul aranjat, controlat, cum știi tu. Dacă copilul vrea să se facă arhitect, nu e bun pentru tine, mamă. Uite-te că se chinuie, freelancer, te chinui dacă prinzi un post, dacă nu prinzi un post ăsta. Nu, fă-te medic. Uite ce bine se câștigă, uite ce, știi? Dar ce te bagi tu în ce vrea el să experimenteze? Ce le-ai recomanda oamenilor care suferă că alții suferă? Dar nu că suferă că alții suferă, că e normal să ai o compasiune. Dar vorbeai de ceva, că dacă stai prea mult printre oameni bolnavi, te îmbolnăvești și tu. Se cheamă, din punctul meu de vedere, hipohondrie. Nu te îmbolnăvești. Ies la suprafață fricile tale, pentru că stai într-o energie joasă și ies la suprafață fricile tale sau cumva mediul în care ești îți arată că ți-e frică de suferință și de boală. Dar de fapt nu suferi cu adevărat. E doar, e fake. E fake în fake. Noi doi am stat și uite că s-a dovedit ce am spus eu adineori. Noi am avut ocazia să călătorim acum 2-3 săptămâni în interes de a căuta ceva și am stat printre oameni bolnavi. Ne-a atins ceva? Păi nu, pentru că da, am văzut toată situația din altă perspectivă. Exact. Asta e tot ce a făcut diferența. Și asta a fost un caz, cam al doilea caz după primul caz care a fost cu nu foarte mult timp în urmă, știi? Mm-hmm. Adică au fost două episoade de genul la un interval foarte mic, știi? Mm-hmm. Care amândouă s-au manifestat similar și mm-hmm. destul de, nu știu cum s-ar considera, a fi grav. Mm. Da. Și, da. Despre asta e vorba. Pentru că am văzut din altă perspectivă, ai zis niște cuvinte magice. Pentru că am văzut din altă perspectivă, fix asta aș sugera, recomanda oamenilor. Vedeți suferința celor apropiați din altă perspectivvă. Ajutați, of course, la nivelul lumii este acum se poate. Dar nu-ți dori să simți tu suferința aia și să nu mai simtă celălalt. Pentru că îi preiei energetic și ai grijă ce gândești și ce îți dorești. Că din unele energii foarte puternice și mai ales energia iubirii e energie manifestatoare, foarte puternică. Că s-ar putea să se însănătoșească copilul tău și să te îmbolnăvești tu. Pentru că ai manifestat chestia asta. Ți-ai dorit să simți și tu. Tu ai zis să se facă el bine și să... Dar lasă-l să treacă prin experiența asta, ajută-l cât poți să-l ajuți, dar nu-i opri experiența. E ca și cum îi pui farfuria în față cu mâncare copilului, copilul a luat în lingură mâncare și la jumătate îi oprești mâna și zici... Până aici ai voie, dușmana. De aici preiau eu pentru tine. Și vezi tu dacă îi dai lui să mănânce sau mănânci tu.
Da. La pune-i farfuria în față, dă-i o lingură, arată-i cum se mănâncă și lasă să ducă singur mâncarea la gură. Și dacă vrei să-l ajuți, caută să afli care este rădăcina suferinței. Și acum este următorul topic. Cum mă duc eu la rădăcină? Peste râu și prin pădure. Ai, ai. Printre buruieni. Printre buruieni. Dând buruieni la o parte. E mult desăpat în cele mai multe cazuri, știi? Mm-hmm. Adică sunt multe nivele ale dezechilibrului, să-l numim. Mm-hmm. Și... da. E în regulă dacă tot ce vezi e suprafața acum, știi? Mm-hmm. Adică e un punct de pornire. Mm-hmm. Și cred că e cel mai evident dintre toate. Da, am mai vorbit de chestia asta în podcastul despre autovindecare, unde energia care provoacă dezechilibrul respectiv vine cu mult înaintea apariției la suprafața condiției simptomelor și bolii sau cum să s-o numim. Cum vezi, păi nu prea ai cum să vezi forțat, părerea mea, știi? E necesar să ai o amplitudine sau o profunzime în viziune, o claritate ca să poți să dai straturile la o parte, știi? Și pentru un om care, o persoană care, să zicem, nu vede decât suprafața, tot ce poți să încurajezi e să lase sau să caute pe cineva care e capabil să vadă rădăcina, pentru că altfel s-ar putea să-i faci mai mult rău încercând să tratezi, evident, suprafața. Am mai făcut o analogie mai demult, mi se pare foarte nice. Dacă te uiți la un ocean, știi, și la un moment dat începi să vezi gunoaie și mizerii pe deasupra oceanului și le cureți. Cure suprafața oceanului, toate bune, și a doua zi apar din nou, știi? A doua zi te duci la fund, la fundul oceanului, înoți, te arunci în cap da? Și te uiți ce e debalansat, ce e dezechilibrat, ce e acolo pe fund care provoacă chestia aia, știi? Și vezi că e o întreagă groapă de gunoi, să zicem, la fundul oceanului, care mai iese la suprafață din când în când, știi? Acolo trebuie să mergi, de fapt, știi? Pentru că dacă stai și curezi suprafața oceanului mereu, n-ai rezolvat nimic, știi? Rădăcina încă e acolo. So, de-aia zic, amplitudinea aia sau aprofundarea viziunii, a vedea dincolo de ce apare la suprafață și... aici înțeleg că sunt, poate, oamenii consideră că sunt specialiști, medium sau clarvăzători sau pur și simplu ființe de lumină sau gifted people sau oricum. Da, dacă o persoană nu are capacitatea să vadă, cum am zis, ce mai bine să apelezi. Știu că e dificil, știu că sunt multe scamatorii, să zicem. Da, dacă te rezumi la o pastilă, două, un ceai de mușețel și da, tratamentele astea care sunt orientate doar la suprafață, poate că dispare condiția de la suprafață o perioadă, știi? Dar rădăcina încă e acolo și o să se manifeste la scurt timp după, poate cel mai probabil mult mai dezastros decât înainte, știi? Asta e viziunea mea, unde dacă nu ești capabil să... dacă nu ai dezvoltat încă, nu neapărat capabil, că asta e o chestie pe care putem să o dezvoltăm cu toții, dacă nu ai dezvoltat încă capacitatea de a vedea dincolo de suprafață, nu poți să te rezumi decât la suprafață, știi? Asta e câmpul tău vizual, suprafață și atât. Spune-ne tu. Orice așa zisă boală, și am mai zis chestia asta. De câte ori? Așa... Hai să mai zicem o dată să fie zisă. Își are rădăcină în emoțiile mele pe care nu le-am eliberat din interiorul meu. Sau
în emoțiile mele pe care le-am mâncat odată cu mâncarea pe care am mâncat-o. Ca să zic. Orice boală, orice suferință, că am plecat de la suferință, își are rădăcină în experiențele pe care eu am ales să le experimentez. Repet, pot să aleg să mănânc 3 mere sau pot să aleg să mănânc 3 torturi. Eu hotăresc ce aleg să mănânc. Pot să aleg să fiu nervoasă sau pot să aleg să experimentez, să exersez calmitatea până mi-iese. Pot să aleg să urăsc sau pot să aleg să conștientizez că suntem diferiți cu scopul de a experimenta din perspective diferite. Și suntem toți perfecți așa cum suntem. Și poți să continui cu chestia asta la infinit. So, tot ce înseamnă suferință, dacă sufăr, sufăr pentru că eu am ales să sufăr pe scurt. Pe lung, traseul e destul de lung. Că până la suferință trece prin mai multe, cum ai zis tu, mai multe niveluri, mai multe filtre, se filtrează, se filtrează. Și da, e foarte fain exemplul ăsta al tău cu oceanul și cum arunc în cap și așa mai departe. Pentru că cu cât mă arunc mai mult în cap, cu atât fac mai multe valuri, știi? Și se murdărește apa. Aș mai adăuga ceva la exemplul tău. Indiferent de suferința prin care trec, indiferent de situația în care sunt, indiferent ce experimentează omul în secunda asta, chiar dacă e greu, aș spune zâmbește și bucură-te, pentru că bucurându-te și acceptă, pentru că bucurându-te în sensul în care nu dau party că mă doare stomacul, bucură-te că ai simțit că te doare stomacul, dacă vorbim de emoții din corp pe care corpul ni le arată sau energii pe care corpul ni le arată, mulțumește-i corpului că ți arată că ai făcut ceva greșit. Dar cel mai important și mai important, accept experiența prin care trec. Accept că și tu ca părinte, by the way, acceptă că, virgulă, copilul tău trece prin experiența asta. Și dacă tu l-accepti și faci tot posibilul calm să-l sprijini energetic, că de-aia vorbesc de sprijin energetic, îți transmiți o energie pozitivă și există toate șansele să-l ajuți pe copilul ăla mai mult decât toate medicamentele din lume. Dar dacă tu vinzi pe copil care e deja într-o vibrație și o energie joasă de depresie și vii așa, vai, ce să-ți fac, vai, ești bine, vai, 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 vai. Repet, noi suntem conectați între noi și ne simțim, fie că conștientizăm, fie că nu conștientizăm, ne facem transfer de energie non-stop. Trimite energie pozitivă. Vrei să vindeci copilul tău? Păi uite așa-l vindeci. Prin schimbându-te pe tine, schimbând tu energia din interiorul tău, îl influențezi pe celălalt și îl ajuți în vindecare. Dar nu-ți dori să preiei suferința lui. Dorește, trimite iubire și vindecare. Așa-l vindeci. Și lasă să treacă prin ce trece. Dar nu te duci spre el cu energie de... Când suferă unul, când suferă un om, îți e milă. Și te duci la el. Știu că sună razna, dar asta facem. Te duci la el cu energia nu de iubire, compasiune și păi, te susțin în tot ceea ce suferi. Îți vine să suferi, cum zic eu, îți vine să dai cu capul de pereți, dă-te cu capul de pereți, sunt aici, dă-te cu capul de pereți. Îți vine să uli, ulă, nu contează. Dar nu te duci la el cu energia, vai, ce rău îmi pare, vai, cât suferi, vai, îmi aduce aminte că suferă, parcă el nu simte că suferă, știi? Vai, ce... Pentru că prin energia asta tu amplifici deja suferința omului. Nu zic să te duci cu nepăsare, du-te cu energie de iubire și compasiune
dintr-un punct neutru. Înțeleg că suferi. Știu că te doare. Sunt alături de tine. Știu că ești puternic. Asta este. Mă, dacă îi spui unui copil, după ce s-a lovit la picior, știu că ești puternic, știu că o să te vindeci repede. Până mâine nu mai ai nimic. Știi cât ești de puternic și cât ești de minunat? Copilul ăla până mâine nu mai are nimic. Dar dacă te duci la copil și zici, aoleu, Doamne, trebuie să te pansezi, aoleu, vai cum îți curge sângele, știi? I-ai transmis energia aia. By the way, de copii care se lovesc, cred că am mai zis-o, aia cu palmele, am mai zis-o? Că instinctiv, apropo de că suntem energii vindecătoare sau că energia vindecătoare se află în interiorul nostru și noi putem să ne vindecăm și ceea ce Yeshua, Iisus a făcut, putem să facem și noi prin palmele noastre, copilul instinctiv duce mâna pe rană unde s-a lovit. Știi? Instinctiv duce mâna pe rană. Bine, asta cred că facem cam cu toții. Unii nu mai au instinctul ăsta. Dar uite-te la copii. Toți duc mâna pe rană după ce s-au lovit. Dacă cineva lângă tine suferă, fii alături de el în suferință. Încurajează-l să găsească el singur o portiță, să elibereze energia aia care îi dă senzația că suferă. Dar nu prelua suferința lui. Nu prelua nici ca empat energetic suferința lui, pentru că nu-l ajuți. Ba din potrivă, mai rău îi faci și guess what? Îți faci rău și ție. Și guess what? Pentru că suntem interconectați cu toții, dezechilibrezi tot șorchinele de strugure, ca să zic așa, știi? Dezechilibrezi tot. Lasă-i pe oameni, dacă poți să faci ceva pentru ei și îți cer ajutorul să faci, poți să îi sprijini psihic și moral. Dar nu-i da copilului în gură să mănânce singur. Lasă-l pe el să ridice lingura, ca să zic așa. Vor veni niște timpuri fabuloase în care unii poate vor vedea foarte multă suferință în jurul lor, alții poate mai puțină. Cred că e necesar să conștientizăm odată pentru totdeauna că nimic nu e întâmplător. Și cum am spus mai devreme, este un an în care vom afla adevărul și vom face contestație. Vom afla, de fapt, că noi nu am picat testul, îl luasem deja, dar ne-au păcălit profesorii în frunte cu decanul ca să ne mai țină încă un an în anul 2 de facultate, pentru că altfel nu justificau salariile. Nu. Au o analogie. Mai povestește. Eu? Da. Cum e cu cocoloșala? Când cocoloșești prea mult copilul. Păi am zis ce se întâmplă. Și de ce ar fi bine să nu? Am crezut că vrei să mai adaugi ceva. It is what it is. Te las pe tine să faci o încheiere. Ajută-te pe tine. În primul rând. Și
pe urmă discerne dacă e locul tău să ajuți pe cineva sau nu. Și forma prin care ajuți, asigură-te că e vine dintr-o energie de îndrumare, de ghidare și nu de forță într-un sens, știi? Gata. Nu mai venit o chestie, am zis că închei tu, dar mi-a venit o chestie. Nu închei, pe asta da, două ceva. Închei tu. Nu rămâne neîncheiat, că tot sufletul e infinit. E așa, deci n-are unde să se încheie. Dragilor, fiți atenți. Eu atrag ceea ce sunt. Dacă eu stau în energia aoleu, ce de boală în jurul meu, aoleu, ăla e bolnav, aoleu, fiică mea suferă de nu știu ce, eu atrag în realitatea mea acea suferință și automat l-atrag și pe ăla cu suferință, adică îi alimentez suferința sau îl mențin în energia suferinței, neschimbând realitatea. Și cum pot să o fac? Prin intermediul gândurilor. Pentru că gândurile sunt niște energii foarte puternice. Prin intermediul cuvintelor. Sau orice început are și sfârșit. Dacă tu suferi în momentul ăsta, no worries, nu o să dureze o veșnicie. Ridică-te. Vrei să stai în mocil aia 3 ani? Stai dacă îți vine să stai. Dar nu-ți face bine să stai atât timp. Dar dacă tu vrei să stai, n-ai decât să te scazi în mocil aia. Dar ridică-te odată dacă vrei să... Că sunt oameni care nu vor să mai sufere sau suferă de atât de atâta timp suferă încât pentru ea a devenit o stare de a fi, o normalitate să sufă. Tu ca apropiat, vecin, coleg, iubit, fiică, mamă, tată, whatever, cu cât te gândești mai mult la chestia asta, cu atât atragi mai mult în realitatea ta suferința respectivului. Mi-a venit o chestie și anume să o spun, schimbă gândirea. Copilul tău suferă acum, să spunem că are o depresie. Dar fii atent că tu poți să îmi influențezi chestia asta prin gândirea ta. Dar ce-ar fi să mă gândesc că e foarte greu, știu că e foarte greu. Când te doare mă seara, ce-ar fi să te gândești că nu te doare? Păi cum că mă doare de nu mai poți, tu îmi spui să mă gândesc că nu mă doare. E un efort uriaș. Dar dacă te concentrezi și conștientizezi că tu ești singurul care poți să faci chestia asta, să-ți schimbi realitatea, reușești. Dau un exemplu, că de-aia mi-a venit în copilărie. Mi-a venit un exemplu. Aveam în copilărie o problemă, ca să zic așa, destul de deasă, mă durea burta. Indiferent ce mâncam și nu mâncam prostii, că nu aveam parte de prostii în casă. Indiferent ce mâncam, pe mine mă durea burta. Dar de fapt nu mă durea burta de la mâncare. Mă durea burta de la energia în care mâncam și energia din interior. Ce energie mâncam în timp ce mâncam mâncare, cum ziceam eu, cum am zis mai devreme. Și seara când mă puneam în pat, mă durea burta regulat, ca să zic așa. Și îmi închipuiam tot timpul, repet, eram copil, ce știam eu, Îmi închipuiam tot timpul că burta mea e un balon colorat și că se ridică balonul ăla și odată cu ridicarea balonului dispare și durerea. Și că de fapt în interiorul meu e un balon colorat plin de durere și că eu pot să-l scot afară din interior. Și cu mintea mea de copil războinic... îmi închipuiam balonul ăla care iese și dispărea. Mutam atenția de la durerea de burtă la o chestie foarte faină, un balon colorat, și îmi închipuiam că iese. Și
mi-am tot închipuit pentru că mi-am dat seama că de câte ori îmi închipuiam, tăcea durerea de burtă. Să le-aș spune oamenilor, închipuiți-vă, dacă cineva suferă în jurul vostru, schimbați realitatea pentru că puterea este în voi. Suntem niște ființe foarte puternice. Lăsați fricile deoparte, nu-ți mai fie frică, schimbă realitatea și închipuiește-ți că omul ăla de lângă voi care suferă sau pe care îl cunoașteți este sănătos. Închipuiește-ți. Închide ochii și, cum făceam eu cu balonul, vizualizează omul ăla cum râde, e sănătos și spune, mamă ce, m-am vindecat. Incredibil ce repede m-am vindecat. Ai un copil în depresie? Închipuiește-ți că intră pe ușa acum și zice, mamă ce bine mă simt, fai, ce poftă de viață am. Închipuiește-ți chestia asta. Ca să zic așa, ce te costă să-ți închipuiești? Cum am zis mai de mult, ce te costă să fii fericit, știi? Păi, ce preferi? Mie mi se pare un exercițiu foarte bun. Dacă chiar vrei să ajuți pe cineva să faci chestia asta. Dar să operezi din energia optimismului, a iubirii, a compasiunii, nu-mi închipui ca fake. Eu chiar îmi închipui cu iubire și compasiune pentru celălalt că este sănătos. Da, practic așa susții energetic o altă persoană. Da. Și holograma asta despre care vorbeam, în care trăim, asta e frumusețea, știi, că o putem altera, o putem manipula. N-a zice altera, că altera e o săpută, că s-a stricat. Adică e ca și cum o stricăm dacă o alterăm. Aș zice modificat. Da. Da. O putem modifica în favoarea noastră, a tuturor. Repet, dacă mie mi-e bine, ție și ție bine. Pentru că suntem interconectați. Dacă vrei să-i fie celuilalt bine, fă-ți să-ți fie ție bine. Și cum fac asta? Doar cu gânduri pozitive, cu emoții pozitive și cu atitudine pozitivă. Fă switch-ul. Ce te costă? Sorry. Acum vine încheie. Păi tu rămăsesi să închei. Cam mea nu a funcționat. Păi, a funcționat. Ce? Cum n-a funcționat? N-a funcționat. Încearcă tu. Eu am vorbit. Acum e vândută. Păi, dar nu ai făcut încheierea. Sau avem unul fără încheiere și aia e. Aia e, păi nu. Dacă nu... O să încheiem canalizând. În canalizare. Trimițind iubire și compasiune tuturor ființelor de pe planeta asta. Și cum spun eu și pe aceea îți dau voie să închei, sunteți iubiți și binecuvântați. De ce avem încheiere? Păi, e cu lumina. Bine. Continua să luminezi în felul tău suflet luminos. Thank you.